Cabinetul de miniștri a aprobat Planul Național de Dezvoltare pentru anii 2023-2025. Printre obiectivele incluse în document se numără îmbunătățirea condițiilor de trai, crearea unui sistem de protecție social solid, precum și edificarea unui sistem de justiție echitabil, incoruptibil și eficient. Deci am făcut aici o selecție, este vorba despre 480 de kilometri de drumuri publice naționale, reabilitarea la 3 poduri rutiere, la frontieră peste Prut și unul peste Nistru. Anual subvenționăm câte 30 de proiecte din mediul rural pentru diversificarea activităților economice. De asemenea, vom construi 5 platforme industriale multifuncționale. Vom avea 250 de proiecte de dezvoltare în comunitățile rurale pentru 60 de grupuri de acțiune locală. Totodată, potrivit prim-ministrului, este foarte importantă dezvoltarea infrastructurii de management al deșeurilor în mai multe raioane ale țării, dar și reabilitarea sistemelor de irigare. Sisteme de irigare pentru aproximativ 68.000 de hectare, în așa fel încât să putem să creștem gradul de utilizare a terenurilor agricole neutilizate cu cel puțin 20%. Asta e doar o selecție din ce este de făcut pentru următorii 2 ani. În total, planul cuprinde 10 obiective generale și etapele necesare pentru realizarea acestora, iar implementarea Planului Național de Dezvoltare va fi evaluată anual. Tot astăzi a fost aprobat și Planul de Acțiune ale Guvernului pentru anul 2023, care a fost elaborat în baza Planului Național de Dezvoltare. Documentul înglobează angajamente care vor contribui la realizarea a 26 de obiective cu impact asupra tuturor domeniilor de activitate a executivului și 3 priorități ale anului, și anume dezvoltarea economică, securitatea statului, disciplina în instituții și ordine în țară. Totodată, planul de acțiuni conține angajamentele de transpunere a legislației Uniunii Europene asumate în baza acordului și agendei de asociere a Republicii Moldova, Uniunea Europeană pentru anii 2021-2028.